la o nouă întâlnire cu modelismul de conjunctură, cu modelismul ușor, modelismul pentru toată lumea. Avem colecția Gazetei Sporturilor și de Agostini, avem un număr special de această dată, avem P-38 Lightning, un avion foarte cunoscut inclusiv în România pentru că a participat la multe lupte cunoscute pe teritoriul nostru în timpul celui de-al doilea război mondial. Este un avion care a scris istorie și care merită prezentat. Cutia este clasică de la De Agostini. Avem cutia machetei cu elementele mobile. Avem dedesubt revista în care vom din care vom citi câteva detalii despre avion. Haideți să procedăm ca să nu pierdem timpul, să nu dureze foarte mult. Am îndepărtat cartonul, ne rămâne avionul, cum vă spuneam. Avem avionul turnat metalic, elementele mobile și suportul pe care va fi afișat, dacă vreți să spunem. Haideți să încercăm să desfacem cutia. De data asta pare că merge ceva mai ușor. Bun, am desfăcut cutia. Acum avem aceste două părți de plastic care trebuie să se separe. Și despre asta vorbim, P-38 Lightning este deja o machetă mai grea, considerabil mai grea decât celelalte, fiind și considerabil mai mare. Este un avion cu dublu fuselaj, să-i spunem așa, pentru că inginerii americani au ales o construcție cumva atipică, motoarele fiind amplasate pe fuselaje proprii, iar carlinga între ele, pe această aripă uriașă. Haideți să vedem cum se montează. Vom afla cum se montează tot din revistă, pentru că, așa cum vă spuneam, folosiți orice vă oferă producătorul, pentru că este foarte important. Primele care se montează sunt elicele și vorbim de elice, nu de două elice, nu de una singură, pentru că, așa cum vă spuneam, este bimotor, așadar avem două elice. Ele sunt în recipientul de plastic, se montează foarte ușor, este aceeași clasică schemă de montaj, dacă vreți să zicem așa, de la De Agostini. Pur și simplu se introduc în aceste ace scurte care ies din motor. Este foarte, foarte, foarte simplu. Ceva de genul acesta arată Lightning-ul cu plăticele pe motor. Mai departe avem trenul de aterizare, din nou clasicele poziții cu la sol și în zbor. Bun, haideți să vedem. Trenul de aterizare la sol, vom opta pentru varianta clasică. Trebuie să montăm trapele. Am să presupun că acestea sunt trapele deschise. Din nou vorbim de elemente care se montează destul de ușor, nu ar trebui să fie nimic complicat aici, dar pare că poate deveni ceva complicat aici. Să vedem dacă reușim în partea cealaltă. În fine, ceva de genul acesta ar fi trapele. După trape trebuie să luăm jambele. Ok, hai să vedem dacă am înțeles corect. Este destul de greu să îl și montez, să vă și arăt, dar ceva de genul acesta. Sunt jambele trenului principal. Aici v-aș recomanda să aveți mai multă grijă atunci când îl montați, pentru că este posibil să se rupă unele dintre elemente. Jamba față. Asta pentru că sunt destul de fragile, să le spunem. Haideți să vedem. Da, așa cum ne-a transmis cineva, avionul nu este evident echilibrat și nu stă cum ar trebui să stea pe trenul de aterizare, ci iată,
Deci, dacă îl vreți expus la sol, vă recomand să amplasați ceva aici în spate sau să îl mențineți pe suport, pentru că mi se pare că este mai bine pe suport, arată mai bine. Suportul clasic. Deja aici nu mai sunt surprize. Nu este foarte, foarte bun, dar ne descurcăm. Să vă arăt întâi avionul. Deci avem Lightning-ul cu elici. Nu avem antene radio de această dată. Trebuie să vă spun asta pentru că mă obișnuisem cu antenele radio. Și pare că erau niște locașuri aici, dar noi avem. Avionul, trenul de aterizare cu cele trei roți, trenul de aterizare principal, trenul de aterizare din față, trapele care închid trenul de aterizare. Aici nu știu dacă nu cumva ar fi trebuit să fie trapă și în față, ia să ne uităm un pic. Bun, am montat roata pentru poziția în zbor. Ok, nu avem doar pentru motoare. Dar. Ar putea fi această trapa, pe care evident nu am reușit să o văd. Da, pare că așa este. Sunt cumva acesta este avionul acum. Iar pe suport ar trebui să se introducă foarte ușor în acest orificiu care este în burta avionului. Da, funcționează. Cam acesta este Lightning-ul. Personal, trebuie să spun că îmi place, deși mă așteptam să fie ceva mai complicat, mă așteptam la mai mult cumva de la Lightning, dar nu pot să mă plâng. Haideți să vedem acum și câteva detalii despre avion, pentru că, așa cum am obișnuit, o să citim din această revistă și poate vă oferim câteva detalii. P-38 Lightning, aeronavă cu o formă cu totul și cu totul specială, ușor de recunoscut, fiind părăclită de japonezi, pentru că ei vorbesc despre prezența din războiul din Pacific. Deci japonezii au părăclit-o mezashi, care înseamnă un șir de sardine înfipte pe o țepușă de bambus. La noi, în România, Lightning-ul a fost părăclit indianul cu două pene, Two-Feathered Indian. Indianul cu o pană era Mustangul, P-38 Lightning, indianul cu două pene, P-47 Mustang, indianul cu P-51 Mustang, mă scuzați, sunt cam multe informații în capul meu, P-51 Mustang, indianul cu o pană. Avioanele acestea au acționat în Europa și în special pe teatrele de operații din România, fie ca avioane de însoțire a bombardierelor, fiind destul de eficient în această misiune, fie ca avioane de bombardament fiind dotate, dacă vreți, cu bombe sub fuselaj, după care, după ce bombardau, își reluau misiunea principală de vânători și atacau fie aerodromurile forțelor aeriene regale române, fie avioanele care ieșiseră în alarmă la interceptare. Cumva erau doi într-unul. Am putea vorbi de un prim avion multirol al aviației militare. Haideți să vedem ce ne mai scrie revista. Bim motor dotat cu două motoare Allison V1710 în formă de V cu 12 cilindri și lichid de răcire, 1600 de cai putere fiecare, greutatea gol 5806 kg, evident foarte greu. Viteza maximă 667 de km pe oră la o altitudine de 7600 de metri, nu foarte impresionant pentru varianta L, P-38L Lightning. Armamentul era compus din 4 mitraliere de 12,7 mm și un tun de 20 mm. Capacitatea de încărcare cu bombe, vă spuneam că erau folosite și în rol de bombardier, 1814 kg.
Greutatea maximă la decolare 7938 de kg, altitudinea maximă pe care o putea atinge Lightning-ul 13400 de metri, o altitudine foarte mare pentru, cel puțin pentru teatrul din Europa, unde avioanele noastre, avioanele pe care le foloseau forțele aeriene regale române, cu greu se duceau spre 10-11.000 de metri, ori Lightning-ul, având avantajul înălțimii, avea un avantaj enorm, putând să cadă peste avioanele românești, cum se spunea, pur și simplu veneau de sus, veneau din soare, neexistând pe vremea aceea radare care să avertizeze pilotul, veneau de deasupra și îi luau ca din oală de multe ori pe piloții care nu aveau tehnica necesară pentru a atinge aceste performanțe. Unități produse în total 9942, un avion de succes chiar și pentru condițiile celui de-al doilea război mondial, când se produceau avioane în număr foarte mare. A fost un avion de succes. Principalele tipuri ale Lightning-ului au fost pe P-38, dincolo de prototipurile, cele două prototipuri. P-38E, avion la care s-a renunțat la tunul de 37 de mm, s-a trecut la tunul de 20. P-38F, cea mai produsă versiune a Lightning-ului din perioada timpurie a existenței sale. P-38H, un motor nou mai puternic, 1425 de cai putere la vremea respectivă. P-38K, un avion de mare altitudine dotat cu un alt motor, la fel de puternic, tot 1425 de cai putere, dar care permitea atingerea altitudinilor mari. P-38L, ultimul model intrat în producție, dotat cu acest motor de 1475 de cai putere. P-38M, transformat în un avion de vânătoare de noapte, biloc, cu două locuri așadar. Și F-45, avioane de recunoaștere dezvoltate pe baza lui P-38 și numeroase alte variante cu foarte mici diferențe între ele. Designul Lightning-ului, avem armamentul aici în față, în partea din față a cockpitului. Avem radiatorul intermediar aici, undeva sub motor. Avem cabina de pilotaj, evident, care este amplasată cumva atipic pentru avioanele de vânătoare între cele două motoare, care vin cu fuselajul propriu. Turbocompresorul, pentru fiecare dintre motoare. Fuselajul sau fuselajele, pentru că sunt două, iată, care vin spre spate. Și ampenajele în partea posterioară, două fiind vorba despre două fuselaje. Motorul Ellison V1710 a fost folosit pe lângă Lightning, pe Curtiss P-40 Warhawk, avion pe care l-au prezentat, dacă nu mă înșel foarte tare, cei de la De Agostini și Gazeta Sporturilor, cred că l-avem și noi, pe P-63 King Cobra, pe P-51 Mustang în varianta A și pe P-82 Twin Mustang, deci un motor extrem de folosit de americani în perioada celui de-al doilea război mondial. Iată, am ajuns și la ce ne interesează, în toiul luptei, Lightning-ul în luptă pe frontul din Europa. Ok, avem așa, Lightning-ul a fost dat în exploatare în iunie 42, unul dintre cele mai puternice avioane americane din generația BF-109 Mitsubishi Zero P-40 Warhawk. Specialitatea sa erau atacurile surpriză asupra inamicului, unde se putea bizui pe rapiditate și un bun randament în picaj, dar pentru că viteza sa maximă nu era cu mult mai mare decât cea a avioanelor nemțești, nu avea șanse să-și etaleze talentele în atacurile surpriză pe care ar fi trebuit să le realizeze din postura de escort a bombardierului. Exact ce vă spuneam, nu a fost un foarte bun avion de escort, așa cum a fost, de exemplu, Mustangul. Mustangul în variantele târzii, care a venit cu capabilități net superioare celor pe care le aveau avioanele germane, pentru că despre asta vorbim, cam germanii au dotat forțele aeriene ale Axei și ale aliaților săi, inclusiv ale noastre. Erau Mustangurile mult superioare și puteau domina atât prin număr, fiind mult mai numeroase decât cele aparatele aflate în apărare teritorială, cât și prin capabilități, prin specificații. Singurul deficient, dacă îi putem spune așa, al americanilor în timpul celui de-al doilea război mondial a fost factorul uman, faptul că aveau foarte multe avioane, a trebuit să aibă și foarte mulți piloți,
Acești foarte mulți piloți nu au căpătat o experiență prea mare înainte de a fi trimiși în toiul luptei și de aceea s-a ajuns în situația ca avioane superioare tehnic să fie doborâte de unele inferioare, dar pilotate de piloți mult mai talentați, mult mai buni, mult mai experimentați, care știau ce să facă în anumite momente critice ale luptei aeriene. Ok, după ce au apărut avioanele de vânătoare monomotor ca P-47 Thunderbolt sau P-51 Mustang, Lightning-ul s-a îndepărtat de primul rol și a început să fie folosit din ce în ce mai mult ca avion de recunoaștere, avion de bombardament, pentru că avea o capacitate ridicată de a căra practic bombele și pentru că este un avion sau era un avion foarte robust pe care nu îl doborai foarte ușor, deci putea fi folosit în acest rol de bombardier. Ca și comparație, iată cum putem să comparăm ca la capitolul viteză maximă, 667 de km pe oră Lightning-ul, Mitsubishi Zero ajunge la 545, net inferior, Focke Wulf 190 este la 610 km pe oră, nu văd BF 109, deși acesta a fost unul dintre principalii inamici ai Lightning-ului. La capitolul putere motor, fiind bimotor cu două motoare de aproape 1500 de cai putere, net superior oricărui adversar, inclusiv Focke Wulf 190, care cu 1800 de cai putere este cel mai puternic monomotor de pe această listă. Distanța de zbor, din nou fiind un avion mare, bimotor, chiar dacă cele două motoare consumă mult, dar fiind un avion masiv care poate lua mult combustibil, inclusiv rezervoare suplimentare, distanța maximă de zbor 3640 de km, cu mult peste cea a rivalilor ca Mitsubishi Zero, care vine cu 2134. Bun, rivali, iată, la capitolul rivali avem Mitsubishi Zero, Nakajima K-44 Shoki, Spitfire, deși au fost aliați, Grumman F4F Wildcat, mă rog, sunt din aceeași familie americană, Mach-E M202 Vulturul și Focke Wulf 190A3. Vă spuneam că, din punctul meu de vedere, pe lista principalilor rivali trebuia să fie Messerschmitt BF-109, pentru că a fost un avion cu care Lightning-ul a purtat lupte crunte, mai ales în România, pentru că știm despre România și știm ce s-a întâmplat. Macheta în cauză este reproducerea avionului P-38H5 serie 426704, pilotat de Harry Seeley, porecrit Lighthorse, aparținând escadrilei 459, regimentul 80, forțele aeriene combatante ale Statelor Unite ale Americii. V-am spus că am vrea să discutăm și despre ce a făcut Lightning-ul în România. A fost folosit de americani în timpul bombardamentelor, în special în primăvara anului 1944 și vara anului 1944, în primă fază ca avion de escortă a bombardierelor, apoi ca avion de bombardament și atac ușor, pentru că putea căra bombe și apoi se putea transforma într-un vânător de clasă care se bătea de la egal la egal sau chiar cu un avantaj destul de mare cu vânătoarea locală din apărarea teritorială română. Am avut zile bune, zile în care, profitând de conjunctură și de multe alte abilități și avantaje pe care și le-au creat de-a lungul timpului, piloții români au reușit să doboare Lightning-ul în număr foarte mare. Am avut și zile foarte proaste în care Lightning-ul, profitând de aceleași conjuncturi favorabile pentru ei de această dată, de informații greșite, de cumva un acces de superioritate, dacă vreți, ușor acces de superioritate, au reușit să doboare IAR-urile sau BF-urile în număr mare. Am avut zile normale în care piloții români se ridicau în alarmă, interceptau formațiile foarte masive, sute de avioane de bombardament și vânătoare în aceeași formație de ale americanilor trimise deasupra României, reușeau să doboare, erau doborâți, practic normal day at the office, pentru că cam asta a fost cel de-al doilea război mondial. În numărul următor văd că va fi Mitsubishi Repu, Mitsubishi A7M2, un avion care nu mi se pare atât de interesant, cel puțin nu atât de încărcat de istorie, care ne privește direct, cum este, așa cum este Lightning-ul,
Prin urmare, nu-l vom lua, nu cred că merită să facem asta și ne uităm ce apare după acest Mitsubishi Repu, să vedem dacă merită. Din nou, voi dacă aveți comentarii, dacă aveți ceva de adăugat, dacă aveți ceva de completat, dacă aveți ceva de contestat, ceva ce nu a fost bine în această prezentare, vă aștept cu comentarii pe YouTube, pe Facebook, pe site, unde vă este mai accesibil și mai ușor. Vă aștept să vă abonați la canalul nostru pentru că avem în continuare clipuri video, sunt multe și încercăm să le programăm să nu fie o supra-saturație de video. Vă aștept așadar să vă abonați, subscribe, puteți să apăsați și pe clopoțel pentru că veți fi notificați atunci când postăm un clip video și îl puteți vedea printre primii. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut Lightning-ul, spuneți-mi ce vreți să mai au. Facem să mai vedeți ce machetă vreți, să încercăm o machetă mai complicată, există interes pentru așa ceva, să edităm un video mai lung în care arătăm montarea, asamblarea unei machete complicate la scara 1.72 sau mai mare. Vreți așa, vreți să facem altceva, vă aștept cu comentarii și cu reacții. Până la următoarea întâlnire, care probabil va fi un podcast, este o surpriză la care lucrăm în această perioadă, vă urez numai bine și să rămâneți alături de noi.